Infrastructura educațională a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu din Dumbrăvene a fost modernizată, dotată și echipată prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. Astfel, corpurile A și C ale liceului au fost modernizate și dotate cu echipamente și materiale didactice adecvate procesului educațional. Proiectul implementat în comuna Dumbrăveni a avut un impact pozitiv asupra comunității locale, prin faptul că a dus la îmbunătățirea infrastructurii și dotării unității de învățământ beneficiară, contribuind astfel la creșterea gradului de satisfacție a copiilor, a profesorilor și părinților, oferind cadrul necesar unei palete de activități diverse, de la cele de învățare permanentă până la cele cu înaltă ținută, cum ar fi organizarea de cercuri de specialitate, expoziții, concursuri de specialitate, schimburi de informații. Este vorba de modernizarea, dotarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu din comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Folosim această ocazie pentru a trece în revistă principalele obiective, realizări ale acestui proiect. Principalele obiective ale proiectului au fost creșterea capacității de cuprindere în învățământul profesional și tehnic a unui număr de 238 de elevi, îmbunătățirea stării infrastructurii aferente clădirilor Corp A și Corp C, aparținând Liceului Tehnologic Mihai Eminescu, prin lucrări de refacere a șerpantei și a învelitorii în suprafața de 1555 de metri pătrați, lucrări de izolare termică a planșeului pod în suprafața de 1484 de metri pătrați și a planșeului peste subsol în suprafața de 97 de metri pătrați, refacerea instalației electrice și montarea 350 de corpuri de iluminat economice, lucrări de refacere a instalației termice și sanitare, dotări cu echipamente și materiale didactice adecvate procesului educațional, utilarea cu echipamente și materiale didactice, module de învățare și aplicații practice, pachete de software educaționale și seturi de planșe tehnice a atelierului mecanic, a atelierului textile și a cabinetelor de informatică și înzestrarea sălilor de clasă cu table inteligente, mobilier școlar corespunzător cerințelor de calitate, confort și design specifice actului de învățământ modern. Noi ne-am încăpățânat atunci, în 2018, și am depus acest proiect. Un proiect în valoare de 2.600.000 de lei, adică 26 de miliarde, cu o cofinanțare de 100.000 de lei, adică 1 miliard, din partea primăriei, dar nu cofinanțarea importantă, ci munca pentru proiect face cât 700.000 de lei, cât 7 miliarde. Dar am reușit și am trecut peste obstacole, am avut greutăți, probleme cu constructori întotdeauna. Niciodată nu iese cum îți propui. Întotdeauna trebuie să se întâmple ceva. Cineva dă faliment, cineva n-aduce la timp materialele, cineva aduce materialele prost. Cei din cadrul proiectului au mai uitat să treacă ceva și ia-o de la capăt și fă din nou documente. Mi-a crescut mult paralb în cap pentru proiectul ăsta, să știți. Dar la sfârșit, sincer vă spun, sunt mândru pentru că în județul Suceava a mai accesat doar Siretul proiectul nostru, într-un nivel mai mic din ce știu eu. E greu, dar până la urmă eu cred că a ieșit ceva frumos. S-au creat condiții bune pentru copii, pentru profesori. Ne-am creat un cadru frumos pentru localitate. Construcțiile arată foarte bine și pe afară și prin interior. Sigur că dotările astea nu țin la infinit. Ele se vor deteriora în 5-6 ani. Noi vom umbla din nou la bani și vom mai repara așa cum reparăm și construcțiile. Valoarea totală a proiectului este de 2.679.079 de lei, din care contribuția Comunei Dumbrăveni a fost de 53.581,60 de lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 59 de luni. În momentul de față pot spune că ne desfășurăm activitatea în condiții excepționale. Toate sălile de clasă au fost mobilate, toate au fost dotate cu table inteligente, cu videoproiectoare, laptopuri, avem o rețea de internet care ne ajută să derulăm activități de înaltă calitate, așa cum este normal în acest moment al existenței noastre, în secolul 21.